am făcut acest pas pentru că în acest moment consider că este mai bine ca o altă persoană care stă mereu în neam să dinamizeze organizația acolo, să-i simtă și să pregătim candidați pentru alegerile din 2020. Sunt în continuare alături de organizația USR Neamț, rămân un membru implicat pentru a face treabă bună. Acolo ne-am fost trimis, a trebuit să deleg această sarcină și să fac o propunere de a organiza alegeri noi în cadrul oficiale USR Neamț. Așadar, acesta este motivul pentru care am făcut acest pas.